Floarea fermecată. A fost odată un băiețel și o fetiță pe nume Mihai și Florina, care trăiau la marginea unei păduri întinse. În mijlocul acelei păduri se înălța un vechi castel, iar în castel locuia o vrăjitoare haină. Pe oricine îndrăznea să treacă prin apropiere, ea îl preschimba în pasăre și îl lua prizonier. Într-o bună zi, cei doi copii au plecat să se plimbe prin pădure și au rătăcit drumul. Fără să-și dea seama, ei au ajuns chiar la castelul vrăjitoarei. Înțelegând în ce primejde se aflau, sărmanii de ei s-au pus pe plâns. Deodată s-a auzit un zgomot puternic și Mihai a văzut în uimire cum Florina s-a preschimbat într-o priveghitoare care a început să cânte cu glas duios. În clipa aceea, din castel a ieșit vrăjitoarea cearea, călare pe mătura sa fermecată, și a înhățat-o pe biata priveghitoare. Băiatul ar fi vrut să o ajute, dar picioarele îi erau țintuite la pământ. Mihai s-a făcut păstor și în fiecare zi mergea cu turma de oițe în preajma castelului, tot gândindu-se cum să-și salveze prietena. Nu îndrăznea să se apropie, însă prea mult, de teamă să nu cadă și el pradă vrăjii. Într-o noapte, băiatul a avut un vis ciudat. Se făcea că găsește o floare cu petalele roșii, roșii ca focul. În mijlocul căreia se afla un mărgăritar mare. Cu floarea în mâini, mersese la castel și tot ce atingea cu dânsa era dezghețat de vrajă. În dimineața următoare, el a plecat să caute floarea cea roșie. A colindat prin munți și prin văi până când în cele din urmă a găsit-o. Bucuros a cules-o, apoi s-a îndreptat spre castel. Odată ajuns acolo, a văzut plin de uimire că nu se preschimbă în pasăre. A atins cu floarea poarta castelului, și aceasta s-a deschis pe dată. Când vrăjitoarea l-a văzut pe Mihai, a trimis asupra lui toate farmecile, dar nici unul nu se putea compara cu puterea florii. Băiatul a atins coliviile cu trandafirul cel roșu și le-a eliberat pe toate fetele care erau prizoniere acolo. Printre ele se afla și Florina. De atunci, vrăjitoarea cearea și-a pierdut puterile și nimeni nu a mai auzit vreodată de ea.
Ți-a plăcut povestea? Nu uita să deseneți și tu așa o floare. Și atunci, cu siguranță, vei gândi că există o asemenea floare. Pa, pa, pe curând!